Ridică mâinile sus. Da. Ca la poliție, așa. Da. Bun. Acum ți-o mâine. Dă cu mâinile sus să stai. Bărbatul a traversat liniile de cale ferată de la marginea unui cartier din Arad. S-a împiedicat și a căzut într-o groapă de câțiva metri. Victima a traversat liniile de tren prin acest loc și fiind preocupat și să mențină echilibrul bicicletei pe care o ducea, nu a observat la coborâre de pe terasament că aici se află o groapă. E adevărat, o groapă nesemnalizată, o groapă de 6 metri adâncime. Norocul victimei a fost că a căzut într-un mod care nu i-a provocat leziuni fatale, astfel această întâmplare putea să se termine și mai urât decât așa cum s-a terminat. Ridică-ne sus! Domnule, stai? Da. Când îți spun eu, să prindă picioarele mele. Pompierii au adus chini și un scripete cu ajutorul cărora au reușit să-l scoată pe bătrân. Pentru extragerea victimei din groapă am folosit trepiedul din dotare. Victima a fost preluată de serviciul de ambulanță, este în stare bună, cooperează, nu are fracturi sau alte probleme. Pentru că în apropierea liniilor de tren sunt mai multe locuințe, în zonă se montează panouri de protecție. Oamenii spun că gropile săpate sunt un adevărat pericol, mai ales că nu sunt semnalizate. Sunt foarte periculoase, deoarece sunt nesemnalizate și pe timp de noapte nu poți trece, oricând poți pica în ele, adânci. De la barieră de acolo numai grop de 3 metri și lucrare de proac, e o firmă de apartament. Bași tu panouri în groapa aia. În 4 metri? Nu, eu nici n-am mai văzut așa ceva. I-am spus fix așa, o să pățești, o să pice cineva acolo și îl plătești de pur. Și o să-l plătească acum. Dacă ăla e om deștept care a pățit asta, să-l tărască pe-n tribunale, să plătească, să caște unul. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili de ce nu sunt semnalizate gropile.